Te che dite friordata che lucro le celle mai banale, firesti, sci, evidente, senti celle mai grele de identificate, sci, acceptate? A essa vedeme lucro cel mai evidente, sci, de molte ori, cel mai greu de acceptate. Salute, sci, bine tam gazite, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor, sau cum deseorim se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că pentru a obține o performanță trebuie să gestionăm corect realitatea, chiar de asta vorbim astăzi. Eu am titulat întâlnirea noastră de astăzi cu ceva un pic ciudat. A egal A. Care se pare ceva complet stupid, adică toată lumea știe că A egal A. Și, de fapt, la fel se învață la școală, toată lumea știe că A nu este egal B. Pe cât de evidentă poate fi afirmația asta, asta se numește principiul identității și este la baza întregii filozofii aristotelice. Adică, noi luăm un principiu, luăm un obiect care are anumite caracteristici și anumite avantaje, anumite dezavantaje. Și asta este. În momentul în care noi folosim acest obiect, ținând cont de caracteristicile lui, noi avem un succes. În momentul în care avem pretenția de a folosi altfel acest obiect, nu o să obținem un rezultat. Niciun obiect e bun în sine. Dar fac un exemplu banal. Eu am o caramidă, ok? Solida, grea, care are anumite caracteristici. Și am o burete care are aceeași dimensiune, dar evident e mult mai ușoară, mult mai moală. Cu o caramidă fac un zid. Cu burete mă spel sub dușă. Adică au anumite caracteristici și eu le folosesc. Dar, data fiind că arată la prima vedere asemănător, eu pretind să folosesc burete pentru a face un zid sau să folosesc, nu știu prea bine cum, o caramidă să mă spel sub duș, evident că rezultatele vor fi foarte neplăcute. Acum, ce am spus acum se pare la nivel de un om retardat mental. Dar, din păcate, asta este exact ce facem zi de zi, minut de minut, când nu acceptăm realitate și avem pretenția că realitatea să fie altfel de cum este. Adică, caramida este o caramida și este o realitate. În momentul în care eu pretind să funcționeze ca o burete, nu merge. Dar, repete, în cazul ăsta, exemplu așa de idiot că nu prea se înțelege. Dar cât de ori vrem de la un om, de la o instituție, de la obiect, ceva pentru care nu este făcut. În momentul în care noi acceptăm că A egal A, deci acest om este cum este, nu este bun, nu este rău, nu are ceva cu noi, este cum este, e, eu îl folosesc, nu e frumos a folosi cuvântul folosesc despre un om, dar interacționez cu el în așa fel să am un rezultat bun și profitabil. În momentul în care eu pretind să fie altfel, nu o să ajung nicăieri. E, asta se leagă, cred că te-ai dat seama, cu discuția de ieri. Sistemul este sistemul. Realitatea este realitate și, cum am zis și repete, realitatea este foarte încăpaținată în a impune punctul ei de vedere. Deci, principiul de A egal A este ceva că dacă îl înțelegem în profunzime, ne deschide complet o strategie nouă de a aborda viața, de a aborda munca. Adică, în momentul, e asta repet la nesfârșit, noi avem pretenția că A e egal B și nu este posibil, sau vedem că A egal A, dar nu ne place, nu? Tot avem rezultate neplăcute. De fapt, era un vechi banc care se
se l'hanno ascoltato per intrainiste psichiatriche, che è la differenza tra un psicopatico e un nevrotico. E ci spune, psicopatul este convins che 2 plus 2 face 5. E neurotic stie che 2 plus 2 face 4, dar asta îl supra la nebunie. E pe cât de stupid poate fi afirmația asta? Amintește-te, cât de ori, zi de zi, te plingi de realitate în loc de a lua așa cum este. Nu pot să decât să repete fraza mea. Cine se plinge de realitate este o victimă. Cine accepta realitate și o folosește este un winner. Deci, de acum încolo, gândește-te. Nu cumva am pretenția că A egal B, nu cumva mi dau seama că A egal A, dar nu accept și mă plâng. O zi bună în continuare!